Subtitlul: infractorii te pot cunoaște mai bine decât crezi. Inspectoratul Județean de Poliție Hunedoara derulează în perioada iunie-septembrie o campanie de informare a publicului larg destinată prevenirii tâlhăriilor, furturilor din locuințe sau din autoturisme. În județul Hunedoara, campania este implementată de polițiștii din cadrul compartimentului Analiză și Prevenire a Criminalității ai Serviciului de Ordine Publică și de voluntarii IPJ Hunedoara. Acest demers preventiv își dorește să informeze și să aducă un plus de conștientizare în rândul populației, în special a proprietarilor de autoturisme, a proprietarilor de apartamente și a femeilor, care sunt un segment de populație cu un risc mai mare de a fi victimizate de către tâlhari. În Deva, campania a început astăzi în fața primăriei municipiului, unde polițiștii, alături de voluntari și reprezentanți ai unei companii de asigurări, le-au împărțit trecătorilor pliante. În județul Hunedoara vor fi distribuite până în septembrie, când se încheie campania, 3.000 de pliante în toate municipiile și orașele și în mediul rural. Aceste pliante vizează, în primul rând, și informații legate de moduri de operare, timpii de operare a infractorilor și bunurile vizate și recomandări preventive, utile și ușor de pus în practică de către populație. Potrivit polițiștilor, cele mai multe furturi din locuințe la nivelul municipiului Deva au loc ziua, iar acestea sunt favorizate de neglijența proprietarilor. Autoturismele cele mai vizate de infractori sunt cele în care sunt lăsate la vedere stații radio, emisie recepție, poșete, telefoane mobile, genți de laptop sau cele care sunt lăsate cu geamurile întredeschise, cu portierele neîncuiate sau cu motorul pornit.